Numărul urgențelor medicale la animale a crescut în această perioadă caniculară. Ambulanța veterinară este solicitată și de 3-4 ori pe zi de către hunedorenii care au animale și care, din cauza căldurii, suferă de afecțiuni destul de grave. Cele mai multe solicitări vin din municipiile Deva și Hunedoara. Sunt zile în care avem una, două, trei cazuri, sunt zile în care avem mai puține, dar sunt situații în care trebuie să ne deplasăm, ori avem situații în care sunt câini mai în vârstă cu probleme cardiace, am mai avut situații de congestii pulmonare, de edem pulmonar care au apărut din cauza temperaturilor ușor crescute. De asemenea, am avut situații când acolo au venit proprietarii cu animăluțul care a stat pe pietriș foarte încins, nu avea zonă de verdeață, nu avea zonă unde să se retragă și au apărut niște arsuri la nivelul perinițelor. Am avut situații când câinii au fost duși la râu și sau au făcut supraîncălziți, au făcut baie și atunci au apărut probleme, ori de probleme respiratorii, ori probleme legate de consumul de apă rece, foarte rece, și atunci avem probleme de faringite, tonsilite, unde trebuie să intervenim cu tratament. În perioada caniculară, câinii sunt cei mai afectați, întrucât pisicile știu mult mai bine să se ferească de razele soarelui și reușesc să se adăpostească la umbră și să se protejeze mai bine decât câinii. Pentru a vă proteja animalele cât mai bine de căldură, specialiștii vă recomandă. În primul rând, animăluțele să fie tunse, deci mă refer aici la câini. Există și anumite rase de pisici care noi facem curent tunsul, toaletarea, de asemenea să li se ofere permanent când sunt duse la plimbare apă și lor. De asemenea, să fie evitate orele de maximă intensitate a căldurii. De asemenea, să fie atunci când sunt supraîncălzite, să fie retrase într-un loc umbros. Canicula face din cel mai bun prieten al omului un animal extrem de agresiv, gata să atace pe oricine îi stă în cale. Așa că este bine să știți cum trebuie să reacționați. Este recomandat să fie lăsați în pace, mai ales recomandăm copiilor sau să nu se apropie foarte mult și să nu, eu știu, să nu facă acele mișcări bruște sau, pentru că, sigur, poți să datorită stresului și datorită acestei temperaturi crescute pe care suportă și animalele, poate să apară ușor un fenomen de agresivitate. Și atunci se spune că în perioada de vară sunt cele mai multe mușcături, tocmai din acest considerent. Astfel, cel mai bine este să nu agitați prea mult câinii comunitari, dar nici animalele de companie pe care le aveți, întrucât riscați să fiți atacați și să ajungeți la spital.